suntem în cel mai nou parc din municipiul Târgoviște. Este vorba de parcul din fosta Umegară, exact lângă Dâmbovița Mall. Un prim aspect pe care aș vrea să-l remarc, discutam cu Gabi mai devreme, e prima conferință de presă fără mască după foarte, foarte mult timp și cred că este un lucru extraordinar de îmbucurător. Cred că în sfârșit am trecut de această perioadă foarte, foarte urâtă. Revenind la această investiție, este o investiție realizată de către Primăria Târgoviște pe fonduri europene. Pe 1 iunie se va deschide acest parc. Vrem să facem o surpriză copiilor și părinților. Este vorba de 16.000 de metri pătrați, cât este suprafața acestei investiții. Au fost plantați peste 500 de arbori și arbuști. De asemenea, gazonat undeva la 14.000 de metri pătrați. Este o zonă foarte, foarte verde, după cum observați, cu o pistă de biciclete, cu fântâni, cu bănci inteligente, cu iluminat public modern, cu tot ceea ce este necesar pentru a se petrece câteva ore agreabile, repet, într-un parc realizat de administrația locală târgoviștană pe fonduri europene. Nu este însă ultima investiție de acest tip la care lucrăm. Mai avem și parcul de lângă complexul turistic de natație. Acolo avem o zonă mai mare, undeva la 5 hectare, care de asemenea se va transforma radical. Cred că față de ce era aici, sau mai exact față de ce nu era aici, pentru că era o zonă care nu spunea absolut nimic și foarte mulți ani o zonă inaccesibilă publicului. Cred că în acest moment avem un spațiu foarte, foarte frumos. Valoarea finanțării undeva la 7 milioane de lei. Fonduri europene, program operațional regional 2014-2020. Repet, în cadrul unui proiect de natură să vină să completeze această strategie de mărire a zonelor verzi din municipiul Târgoviște și eu cred că arată excepțional. În acest moment vedeți că, cum vedeți în spatele nostru, se tunde gazonul. Sunt ultimele pregătiri, astfel încât, repet, pe 1 iunie toată această zonă să se deschidă și să reprezinte un punct de atracție important pentru Târgoviște și nu numai. De altfel, pe data de 1 iunie vrem să marcăm și noi în ziua copilului, dar de asemenea ieșirea din această perioadă foarte urâtă cu restricții și vom avea evenimente în mai multe zone din municipiul Târgoviște, aici, în acest parc, de asemenea la complexul turistic de natație, la teatru de vară din Parcul Chindia sau în piața Mihai Viteazu. Tot orașul se va anima, așa cum nu s-a mai întâmplat de ceva timp, din păcate.